Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Tema noastră este intitulată Fiți plini de Duh. Expresia aceasta aparține scrisorii adresate de Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Să ne amintim că Adam a fost creat cu capacitate. El a fost creat umplut. Mintea lui era înzestrată cu înțelepciune. Întreaga lui ființă era dotată cu aptitudini. Dar ispita din Eden nu doar că l-a dezgolit pe din afară, despuindu-l de slava lui Dumnezeu, l-a golit și pe dinăuntru. Dar Satan nu s-a mulțumit cu atât. Omul gol, dar cu o anumită dimensiune, cu o anumită capacitate de încorporare în el, a fost un interes permanent pentru Satan. Și să nu uităm, deci, cuvintele Domnului Iisus, care zicea că o casă goală, măturată, împodobită, este pentru diavolul o pasiune de a reveni cu alte 7 duhuri mai rele și a instala acolo o stare mai rea decât cealaltă. Asta în cazul celorlalți oameni care au avut o anumită influență sau chiar posesiune demonică. Dar totuși, chemarea lui Dumnezeu, cerința sfântă de a fi plin de Duh, este o realitate, pentru că mai întâi este o ofertă divină. Dumnezeu nu ne-a cerut, fiți plini de Duh, să facem noi rost de Duh. Dumnezeu ne-a dat mai întâi El Duhul Său și apoi putem să fim plini. Domnul Iisus a suflat peste ucenici, le-a dat Duhul Sfânt, apoi din plin în ziua Rusalilor și a împuternicit pe apostoli. Amintiți-vă de momentul din Samaria. Ei s-au dus, s-au rugat pentru samariteni și aceștia au primit Duhul Sfânt. Și toată biserica din Ierusalim era la un moment dat plină de Duh. De aceea să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice oameni plini de putere, pe care să-i învrednicească și apoi și prin ei Dumnezeu să-i umplă pe toți ceilalți. M-am gândit la visul lui Faraon cu spicile goale și spicile pline. Doar din spice pline se poate face făină, din spice goale niciodată. De aceea ziceam Dumnezeu să umplă oameni, ca și ei la rândul lor să umple pe alții. Fie că ne folosim de comparația cu făina, fie că ne folosim de cea cu un de lemnul. Domnul poate, pentru o minune, păstrând aspectul al doilea, să tot toarne până să umplu vase. Dar numai atunci când un om va fi la îndemâna lui Dumnezeu și va acționa prin puterea lui Dumnezeu. Când un om va fi plin de Duh, asta se va vedea. Iată ce se spunea despre Domnul Iisus în urma constatării plinătății sale în Luca 4 cu versetul 22, cu ocazia prezenței sale în Nazaret. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșau din gura lui. Cuvinte pline, profetice, ziditoare, înțelepte, rătătoare de mângâiere, de pace. Și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? El era un om obișnuit în conceptul lor, după cum și noi ceilalți rămânem în plan social aceiași. Dar vom avea o altă putere, o altă trăire. Și ca să devenim plini de Duh, trebuie să umblăm în locurile unde Dumnezeu dă Duhul, în compania oamenilor care au o măsură de Duh cu tendință spre plinătate și să ne ferim de oamenii care nu transmit Duhul prin prezența lor. Pavel vorbea în 2 Timotei, capitolul 2, despre Imineu și Filet, sfătuindu-l pe Timotei să împartă drept cuvântul adevărului, căci aceștia doi, deși umblau și ei cu Evanghelia, se amestecau în lucrurile bisericii, totuși ei aveau vorbării goale și lumești și tot discursul lor nu făcea decât să se dezonoreze numele lui Dumnezeu, printr-o doctrină greșită, printr-o viață abătută de la adevăr. După aceste gânduri de ordin general, vreau să observăm din Scriptură și se poate constata foarte simplu pe teren că în lumea aceasta există două lumi pline. Una este plină de întuneric și una este sau trebuie să devină plină de lumină. Diavolul, în interesul său pentru om, pentru fiecare individ în parte sau pentru o comunitate întreagă, lucrează. Este recunoscut printr-o activitate foarte intensă, foarte febrilă. Citesc din Romani, capitolul 1, ca să vedem plinătatea lumii acesteia, evident în rău, de la versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, rețineți ideea cu cunoștința,
Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini. Și iată cât încap pentru un om plin de rău și de păcat. Nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptire, bârfire, urârea lui Dumnezeu, brăznicie, trufie, lăudăroșie, născocire de rele, neascultare de părinți. Și observați ce scrie mai departe. Fără pricepere, fără dragoste, fără milă. Adică, deși s-ar spera să mai fie ceva bun într-un asemenea om, se poate ajunge la un moment dat în plinătatea răului, încât rele se găsește de toate, dar când îl cauți la cele bune să constați că e fără asta, fără asta, cele bune toate lipsă, cele rele toate prezente. Astfel de oameni și-ar merita o sânda imediat de la Dumnezeu. Și Dumnezeu încă suportă pe astfel de oameni, care sunt vrednici de judecată, dar încă nu sunt judecați. Eclesiastul spunea în capitolul 8 și 9, căci chiar de aceea inima oamenilor este mai doritoare pentru rău, pentru că întârzie judecată. Dar de ce întârzie? Scrie aici, în capitolul 2, de la versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelunge lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cumpitrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Vine vremea pentru toate, dar până una altă, oamenii rămân sau pot să rămână plini de toată stricăciunea păcatului. Culmea însă, sau tristețea cea mare, apare atunci când între credincioși există astfel de tendințe. Nu doar că mai sunt scăpări sau slăbiciuni, ispite nebiruite, se poate întâmpla ca în interiorul bisericii, nu mă refer strict la unei biserici locale, poate în unele locuri, să fie oameni care să ajungă plini de păcat, ba încă, pentru că aici este culmea vinovăției lor, să dorească să fie în slujbe duhovnicești, oameni plini de fire și de stricăciune. Un asemenea caz avem în Fapte, capitolul 8, versetul 23. Iată ce a declarat Petru despre Simon, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Și el voia să primească putere ca să dăruiască Duhul Sfânt. Un om plin de rău voia să pună mâinile peste oameni, chipurile, să devină plin de Duh. Dar nu este un singur caz, cu totul izolat. Au mai fost la început așa ceva. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, care îl apropie pe om în smerenie de Dumnezeu, îl face să-și vadă păcatul și să dorească sfințenia, un astfel de om este plin, dar de mândrie. Și asta este o prezență demonică în el. Plin de mândrie. Nu știe nimic. Ba din potrivă, are și alte boli în diagnosticul său spiritual și ele pot să nască la rândul lor alte multe rele. Astfel de oameni sunt considerați în versetul 5, stricați la minte și lipsiți de adevăr. Aceeași idee care rezidă din Romani 1. E plin de rău, dar când e vorba de adevărul, e lipsă totală. Și mai adaug Iuda, capitolul 1, versetul 16, unde e vorba de mai mulți. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăbesc pe oameni pentru câștig. Oameni care tind spre culmea răului, până când întunericul ajunge beznă totală. Astfel de oameni sunt cei descriși de Ioan în epistola sa când zice, ei nu știu încotro merg. Astfel de oameni sunt în postura în care zicea Domnul, dacă ochiul tău este întunecat, cât de mare trebuie să fie întunericul din ființa ta? Ce se poate ascunde după perdeaua fariseismului unui om? Că Satana, după cum ați observat din citire, lucrează în lume să infuzeze întuneric, dar și între credincioși s-ar bucura să aducă negura. De aceea astfel de oameni sunt și condamnați pe măsură, lor le este păstrată negura întunericului pentru vecie, căci le-a plăcut întunericul. Vreau să privim însă la plinătatea luminii lui Dumnezeu. Și acum spunea Ioan în Evanghelie, în capitolul 1, versetul 6, că lumina aceasta, adică Domnul venind, luminează pe orice om. Și în același capitol scria el, versetul 16, și noi toți am primit din plinătatea lui, har după har, o plinătate a luminii. Haideți să
ne auto-observăm câtă lumină avem în noi. Pentru că dacă este Duh în noi, va fi lucrarea aceasta. Mă întorc la Efeseni 5 și citesc de la versetul 8 și vreau să privim lumina sub două aspecte. Mai întâi lumina, în sens fizic vorbind, face totul vizibil. Lumina este o imagine foarte fidelă a cunoștinței. Prin lumină observăm natura întreagă. Prin lumină observ scrisul. Lumina aduce cunoștință. Versetul 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Și de aici mă deplasez în Coloseni, capitolul 1, versetul 9, de unde vom citi câteva versete, ca să observăm lumina cunoștinței pe care o aduce Duhul în mintea noastră. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți. Iată cu ce vom fi umpluți. De cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Dumnezeu mai întâi ne inundă mintea, pentru că voi reveni la Romani capitolul 1 după ce mai citim de aici și vom vedea că mintea s-a afectat în om, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Iar efectul luminii pe lângă vizibilitate este întreținerea vieții. Prin lumină prinde natura viață, plantele cresc și omul însuși are nevoie de lumină, de roadele luminii, care sunt numite aici plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și ne uitând de primul aspect și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, căci toată lumea zace în cer rău și zicea Pavel în 2 Corinteni 4 că mintea le este orbită și nu pot să vadă, degeaba îl arăți, că nu pot descifra până nu vine Duhul cu lumina sa. Ei s-o dorească, Dumnezeu, am spus, luminează pe orice om, dar dacă vor să rămână în întuneric și nu vor să vină la lumină, cum spunea Domnul Ioan 3, nu pot fi luminați. Dar după ce suntem luminați și mintea descoperă adevărurile veșnice, tot sub efectul luminii sau al Duhului, în noi se transmit și se resimt toate darurile luminii sau roadele Duhului. Ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, pentru că dragostea este fondul tuturor în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și mă reîntorc la Efeseni 5 pentru a completa ideea aceasta de la versetul 9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Dacă ești plin, atunci vei musti de bunătate. Chiar dacă te va înțepa cineva, în tine va fi îndelungă răbdare. Chiar dacă te va irita cineva, tu vei avea belșug de pace, pentru că acestea se datorează plinătății noastre. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați de rog parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Nu ne mai atrage întunericul. Ce om în plină zi își pune mâna la ochi și va zice, mie mi-este mai drag întunericul? Nimeni. Zicea Solomon Eclesiastul, este o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Atunci, de ce am mai trăit în întuneric și ne mai pune o perdea neagră în față să nu vedem bine pe cineva, să nu fim gata să ajutăm pe cineva și să trecem ca preotul și levitul pe lângă bietul om căzut? Dar toate aceste lucruri sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, căci somnul aparține nopții, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Cred că nu este greu de înțeles, de altfel citesc și din Coloseni capitolul 3, cu 12. Astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină. Dar iată ce va conține o inimă plină. 20% bunătate, 15% răbdare, 25% credincioșie. Vezi, după nevoie, eu am dat niște cifre așa, arbitrare. O inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, cu îngăduință, pe deasupra cu dragoste, versetul 15, cu pace, cu recunoștință. Și toate astea vor dovedi că exact natura lui Dumnezeu a venit în noi. Că Dumnezeu ne-a umplut cu ce are El. Așa spunea Dumnezeu când s-a prezentat lui Moise. Eu sunt un Dumnezeu îndelung răbdător, bogat în bunătate, pentru că noi vine exact din Duhul lui Dumnezeu. Nu ne umple cu altceva,
ne umple cu ceea ce are El. Dar dacă bunătatea aceasta ne vine de la Dumnezeu, vreau să înțelegem că nu ne vine așa în timp ce dormim. Petru spunea în a doua sa epistolă, capitolul 1, că deși ne este dată puterea aceasta la îndemână, trebuie să tânjim să o avem și să ne luptăm pentru ea. 2 Petru 1:3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. De fapt, oamenii care sunt plini de întuneric, ce au în ei? Fire demonică. Omul este un vas în care pot să încapă ori inspirațiile demonice, ori cele sfinte, ori calitățile diavolului, ori calitățile lui Dumnezeu. După ce a sfugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, de aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți, să acumulați. Ce simplu ar fi dacă ne-am putea umple așa dintr-o dată. Fiecare să aibă un orificiu, fie el în minte sau undeva aici la piept, la inimă, și să avem așa într-un cartuș, doar îl punem, am apăsat odată pe trăgaș sau am cuplat ceva și l-am umplut de Duh. Și când constatăm că a scăzut puțin presiunea, să-l punem iar la încărcat și iar e plin. Nu se face așa. Astea sunt operațiuni pentru lucrurile materiale. Vreau să observăm cum putem să ne umplem de lumina cunoștinței și de roadele Duhului. Și atunci vom fi plini. Altfel, chiar dacă încercăm noi să creăm o senzație sau să avem impresia sau să ne silim cât de cât, degeaba. Se va vedea atunci când te confrunți cu ispita. Se va vedea în situații critice când ești atacat, ce putere sau ce plinătate ai. Oricum, pentru că ultima idee care v-am spus o ținea de lupta noastră, nu vreau să pornim în a vedea cum putem fi umpluți de Duh la gândul că ține asta de puterea noastră. V-am spus doar că se face cu acceptul și contribuția noastră, dar lucrarea este a Duhului lui Dumnezeu. Duhul se ocupă de noi. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, vorbind despre trimiterea Duhului Sfânt, începând cu versetul 13, următoarele. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci, Duhul Sfânt ne umple din materia primă sau din puterea care a primit-o de la Domnul Iisus, rezervată pentru noi. Apoi Domnul a continuat, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, originea este la Dumnezeu Tatăl. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ori în ideea aceasta, la fel de adevărat este să spui, fii plin de Duh, sau a spune, fii plin de Domnul Iisus. Exact ceea ce spune Pavel în Galateni 2:20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sau la fel de exact se poate spune, fii plin de Dumnezeu. Și dovedesc asta din Efeseni 3:19. Pentru că scopul final acesta este. Restul e doar procedură. În final, toți trebuie să fim plini de Dumnezeu. Să fim caractere ca a Lui, cunoștința să fie după cunoștința Lui, pentru că se va ajunge în final ca Dumnezeu să fie totul în tot. Și la asta lucrează Duhul. 3:19. Hai să citim de la 16, ca să fie ideea întreagă. Și rog, pe Dumnezeu Tatăl, zicea Pavel, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru. Și rugați-vă pentru asta, pentru dumneavoastră și cei din jur. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Exact ce spuneam înainte, nu doar plin de Duh, plin de Iisus. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ce scop înalt are Dumnezeu cu noi? Că parcă, dacă privim sau poate numai mie mi se pare, a fi plin de Duh, ne gândim la noi, suntem așa mititei și ne umple de Duh cât este văsuțul nostru. Dar asta este doar procedura, că Duhul se ocupă de așa ceva. Dar Duhul n-are nimic de la El. Ce are de la Domnul Iisus sau mai exact de la Tatăl. În final vrea să ne crească, să ajungem la statura plinătății lui Hristos, care este o imagine fidelă a Tatălui, pentru că în final să fim plini de Dumnezeu. Iată ce scop nobil. Doamne, ajută-ne să-L pricepem. Cred că mai întâi trebuie să-L pricepem și apoi să se poată realiza. Citesc acum din 1 Petru, capitolul 4, pentru a vedea de fapt ce se întâmplă, și cu aceasta vreau să mă apropiu de
partea cea mai sensibilă a lecției noastre, că ce v-am spus până aici doar v-am reamintit. Asta știm cu toți că trebuie să fim așa. Eventual l-am mai revăzut o dată într-o imagine mai mare. Dar cum se poate face minunea asta? Vorba lui Nicodim, cum se poate face așa ceva? Să se nască un om din nou, să se umplă un om. Poate unii plin cândva de întuneric, acum de lumină și la o asemenea capacitate dumnezeiască. 1 Petru 4:1. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Rețineți, un fel de gândire, o înarmare. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftile oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, în desfrânări, pofte, beții, ospeți, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Iată că de îndată ce am trecut de partea Domnului, suntem altfel pentru că gândim altfel. Suntem altfel și ei nu ne înțeleg pentru că gândesc altfel. De aceea ne batjocoresc. Dar asta, așa cum am zis la început, cade în socoteala lui Dumnezeu la vremea judecății. Da, cum putem să ne echipăm cu o așa gândire? Pentru că toată problema plinătății pleacă de la gândire. Dumnezeu aici ne umple, în minte. Minte este ca unitatea centrală a unui computer. Restul, boxe și extensii industriale. Nu în mușchi se face plinătatea Duhului. În minte, pentru că aici este locul unde se așează Duhul, în Duhul minții noastre. Revin la Roman capitolul 1 pentru a vedea că mintea a fost afectată. Aici s-a produs întunericul. 1:21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte. Deci au început să gândească eronat și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Unde scrie inimă puteți socoti minte, evreii socoteau că ei gândesc cu inima. Mintea s-a întunecat. Pentru că pot dovedi și altfel, medical vorbind, omului pot să fie amputate părți din trup sau poate să trăiască fără ele, poate să aibă transplant de inimă, e tot el, tot așa gândește. Mintea este singura care aparține lui și care are preț și care dacă e schimbat-o nu-i mai el și care dacă este afectată el nu mai trăiește. Versetul 28 pe care l-am mai citat, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, au ajuns în minte plin de rele, că toate faptele mai întâi se produc la nivelul minții. Și mă întorc în cartea Genesei pentru a vedea că aceeași constatare a făcut-o Dumnezeu. Genesa 6:5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, până când au ajuns plin de răutate, și că toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Omul a cultivat răul la nivelul gândirii și viața i s-a stricat în întregime. Și același lucru era și după potop. 8:21. Întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Am putea spune rele din copilăria lui. Numai că în copilărie e bine că e mintea de copil și Dumnezeu parcă îi ajută în educație, că se iartă ușor, se învață ușor, se uită ușor, în sensul unei pedepse. Dar la tinerețe, când omul este deja responsabil, iată cum în mod conștient, că poate un copil nu pricepe, în primii ani mai greu deosebește, o pornire permanentă spre rău. Până acolo încât gândurile omului au ajuns, așa cum scrie în Isaia 55, de la versetul 8, adăugăm și 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și gândurile, iată ce efect au, căile voastre nu sunt căile mele. Pentru că e simplu, eu merg pe drum. Și dacă vreau să schimb, să mă întorc înapoi sau să mă duc pe altă stradă, ce fac? Mă opresc și schimb acasă ca la tramvai? Nu, doar m-am gândit și mă duc în altă parte. Pentru că întreaga ființă este condusă de minte. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. De aceea Duhul lui Dumnezeu venit din cer ne-a adus gândurile lui Dumnezeu, gânduri cerești, și le pune în mintea noastră și ne umple de astfel de gânduri. Astfel de gânduri pot fi luate la modul singular în ceea ce spune Pavel în Filipeni 2, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El s-a dus în cer și i-a trimis pe Duhul exact să vină să ne umplă gândirea. Pentru că omul este o ființă
intelectuală și aici se dă toată bătălia. De aceea spune Pavel în Roman capitolul 12, versetul 1 și 2. Vândând dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci aici își cere să aduci tot trupul. Și apoi în versetul 2 dă explicația cum ți-ar putea fi tot trupul la îndemâna lui Dumnezeu, tot. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Atât trebuie să schimbe în om, mintea. Și schimba total. Mintea să aibă o nouă cunoștință și de acolo vor emana noi trăiri, noi fapte. De aceea nu ne aparțin nouă și mântuirea noi prin fapte. Că ele sunt rânduite de Dumnezeu, iar noi umblăm în ele. Nu sunt fapte ale firii, ale sforțării noastre umane, doar ale acceptului nostru uman, dar sunt o realizare a Duhului. Și tot în ideea aceasta, citesc și din 2 Corinteni, capitolul 10, pentru că aici avem o imagine completă a înarmării noastre la nivelul gândirii. De la versetul 3, căci măcar că trăim în firea pământească, adică am rămas aceiași, în planul cărnii, aceleași ființă suntem, nu este alta. Răscumpărarea trupului este când vine Domnul. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, pentru că avem o altă călăuzire făgăduită de Domnul, căci armele o care ne luptăm noi, și asta este înarmarea de la nivelul gândirii, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, adică exact Duh de Dumnezeu e pus în noi, ca să ne fortifice mintea, ca să surpe întăriturile, orice putere demonică ar veni, nu poate să aibă acces în mintea noastră peste Duhul lui Dumnezeu. Noi răsturnăm izvodirile minții, orice ne-ar veni nouă, orice ar naște în mintea noastră și orice înălțime, chiar dacă o anumită idee vrea să primeze, vrea să se afirme, socotind că este mai impetuoasă, mai puternică, cade, care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Aici e plinătatea, frați și surori. Nu doar a fi plin, să fii gata de slujbă, să strigi și să te rogi, nici măcar un gând să nu mai aibă acces în tine dacă e firesc. Mai este până acolo, așa-i? Nu doar în biserică, să nu-ți vină gânduri rele și să fii plin de puterea Domnului, să fii dăruit și să nu te gândești la lucrurile tale pământești, că aici este oră de biserică, e slujbă. Dar în timpul trăirii tale, când și dintr-o parte și dintr-alta, ca niște săgeți inamice, îți parvin gândurile, să parezi totul cu scutul credinței și cunoștința ta să le subjuge pe toate. Și în mintea ta să rămână plinătatea Duhului, Doamne ajută-ne! Așa a fost în biserica din Fapte, capitolul 2 până la capitolul 4. Și vreau să vedeți cum s-a putut produce una ca asta. Asta este cheia. Știți, scrie în capitolul 1, hai să citim în întregime de la versetul 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. S-au silit să-și disciplineze gândurile încât au putut ei și să se roage. Și în cereri împreună cu cei 120, spus pe scurt, apoi în 2 cu 4 și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. 2 cu 40 și 42. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciuni. Au fost și ei oameni ca noi. Dar dacă ei erau nelipsiți de la biserică, dacă discutau peste tot numai de lucruri sfinte și orice ocazie o foloseau să se roage, așa e că te umple de la o vreme. Așa se produce umplerea. Nu este o cădere în tranșă, nici o injecție specială pe care s-o primești în mod instantaneu. E adevărat că prezența Duhului vine spontan, dar vine peste o inimă pregătită, care a camuflat toate zonele de acces către lume. Că pot să bag eu 20 de atmosfere într-o cameră sau într-un spațiu, dacă totul e cu găuri.
Imediat se duce, în câteva minute, sau nu mă pricep exact tehnic. Dar dacă n-are găuri? Și dacă încetuți bage? Dar cât este, se adună. Ei numai asta făceau. De aceea spune Pavel de atâtea ori în epistole, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, aduceți mulțumire Domnului. Astea sunt stări care ne umplu și nu ne lasă să ne golim. Dar dacă, începând cu saluturi, și astea au pierit, și în loc de pacea Domnului este ceau, și în loc de, hai la o rugăciune, am mustrat recent pe cineva, a zis, hai la o cafă. Mă zic, dar nu vă este rușine, noi toți pocăiți, dar zi, hai la o rugăciune, și dacă e mai scurtă, cât ar fi? Și atunci ne mirăm de ce nu este plinătate. Nu este plinătate fiindcă nu mai stăm și ploaie inundării care vine de la Dumnezeu. Noi suntem ca un pământ. Dacă așa din când în când mai stropim așa, dar numai așa special pe aici, pe acolo, puțin, nu cumva să facem inundații. Dar dacă peste un pământ cade ploaie, ploaie, va fi plin, va musti de apă, dar și recoltă va fi. Și Dumnezeu va fi și cu corectare acolo, să smulgă burenile, să nu crească ce e rău, răsturnăm izvodirile minții. Iată de ce cei din fapte 2, 3 și 4, adică cei din Ierusalim, s-au umplut. Citesc din capitolul 2, versetele 46 și 47, toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Deși acasă când mâncau, nu se dădeau la glume și se vorbească poate de unul și de altul. Și acolo erau cu frica lui Dumnezeu în ei. Ei lăudau pe Dumnezeu și era plăcut înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Uitați-vă și în 4 de la versetul 31. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Iată de ce e lipsă de har, că e lipsă de plinătate. Harul este direct proporțional cu plinătate. Despre Domnul Iisus am citit în Luca 4:22 că-și cuvinte pline de har ieșau din gura lui. Pentru că la începutul ispitirii în 4:1 a fost plin de Duhul și când s-a terminat ispitirea în 4:14, Iisus, plin de puterea Duhului, s-a dus în Galileea. Ispitile uneori ne golesc, ca să nu mai zic de ce am zis până acum, că uneori nu stăm să ne umplem. La un plus stăm puțin și în locuri de ispită ne permitem să stăm uneori și ne golim și venim seci de la astfel de împrejurări. De aceea am citit din Efeseni 5, nu luați parte la lucrări neroditoare ale întunericului, că pierdeți lumina ce o aveți. Sau orice comparație am face cu plinătate sau, de exemplu, cu căldură. Stai și te înfierbânți, ești la o temperatură de fierbere, de funcționare normală. A, și dacă te duci undeva într-o zonă rece, cu vremea înghiți. Te faci de gheață sau de piatră, cum erau idolii în vechime. Și rămânând aici, citesc din capitolul 5, versetul 4, să vedeți unde s-a golit Anania. Nu buzunarele ei s-au golit. Și de aceea și-a oprit el o parte din bani. Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Și versul 3, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Mai întâi s-a născut un gând în inima lui. Și așa a crescut gândul acela. Cum spunea Domnul de sămânța de muștar, încât la un moment dat i-a umplut mintea. Și a fost tăiat fără să-l mai lase până la alt an, cum este în pilda cu smochinul neroditor. Dacă se scutura floarea cu sămânța din pomul lui Anania, multă stricăciune se făcea. Că așa am citit de Mineu și Filet, că și cuvântul lor este ca și cancerul care se molipsește și atacă urgent pe oameni și îi coboară în țărână, în moarte. Dacă vreți ca Dumnezeu să ne umplă mintea, pentru fiecare în mod particular. Așa cum rezultă și din ceea ce v-am citit din Faptele Apostolilor și vă mai citi și din alte versete din Scriptură, cred că este nevoie să lăsăm pe Dumnezeu să ne inunde cu cuvântul Său. Cred că este nevoie să stăm în părtășie înaintea lui Dumnezeu,
încât și în timpul rugăciunii gândurile noastre să se unească cu gândurile lui Dumnezeu. Să stăm în compania fraților noștri, în compania oamenilor spirituali, care pot să ne dea vreun dar duhovnicesc, să evităm orice companie a lumii. Nu putem să ieșim din lume, muncim împreună cu ei, dar când este vorba de un timp liber, cel ce vrea să fie umplut, va fugi între frați, va prinde 5 minute de rugăciune sau chiar în timp ce va lucra, va încerca să cânte, că știți că în timpul cântării de atâtea ori vine o măsură de putere, de duh peste noi. Dar alte activități ne golesc. Tot în privința umplerii noastre cu cuvântul lui Dumnezeu, dros citesc din Coloseni, capitolul 3. Ateneori v-am citit versetele de la 12 la 15, cum să fii plin de bunătate, de dragoste, de pace. Și acum în versetul 16 scrie cum se poate produce asta. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. În toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți unii pe alții cu psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Dacă vom citi masiv cuvântul, dacă vom asculta cu plăcere Evanghelia, predicile, să știți că vom deveni plini nu doar de cunoștință, și de fapte bune. Nu se poate să citești viața lui Iosif și să fii un tânăr și să nu fii tentat și să nu fii provocat să-ți păstrești și tu curăția. Nu se poate, citind istoria lui Iov, să n-ai mai multă putere și să rapsi. Nu se poate. Acestea sunt scrise în Biblie ca să fie o întăritură pentru noi. Suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori și când toți de pe lângă tine aleargă cu stăruințe spre împărăție, ce-ți vine și ție? Să zici, Doamne, nu mă las de ei. Cum ei au biruit, și eu voi birui. De aceea sunt lăsați aceștia în Biblie. Ca să ai un peisaj în care să te înscrii și să dorești să fii ca ei. Și după ce te umpli de cunoștința voii lui Dumnezeu și de puterea trăirei Lui, feriți-vă doar de dorința să ne umple ca cei din Atena, să mă auzim ceva nou, să vedem ce spune predicatorul acesta, nu? Ci de dorința de a trăi ceea ce auzim. Și pentru asta nu trebuie mari predicatori. Se spune uneori, cum că frații mai de mult erau mai pocăiți și acum avem predicatori cu școli, cu doctorate și nu sunt așa pocăiți. Fiindcă atunci priveau cu sinceritate scrisul Scripturii și își deschideau inima. Pe când acum ascultăm rațional, devenim critici în teologie. De aceea s-au mulțit comentariile, nu toate bune. Și iată ce scrie în versetul următor 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțuiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Deci după ce te umplu de aceste roade sfinte, prin cuvânt, poți să faci fapte. Că ele vor fi spre slava lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Să vă mai citesc câteva versete din Psalmul 119, să vedeți ce drag era cuvântul lui Dumnezeu. Și repet, să nu înțelegeți prin această aliteră teorie. Ne sunt dragi sfinți, de aceea citim de ei. Ne este drag un apostol, de aceea citim. Îl ascultăm să ne predice. El ne vorbește din partea Domnului, prin Duhul. 119 cu versetele 47 și 48. Mă desfătez în poruncile tale că le iubesc. Îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc. Și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Deci, păstrați-le în minte ca să puteți medita profund asupra lor, din același psalm de la 96. Văd că tot ce este desăvârșit are margini, poruncile tale însă sunt fără margini. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Dacă v-ar da cineva un telefon așa de la ora 12, de când te-ai trezit până acum, la ce te-ai gândit din Scriptură? Poate ar zice unii, lasă-mă că așa frământat am fost, nici să mă rog, n-am avut vreme. Asta nu înseamnă că gândul tău n-a fost ocupat cu ceva, dar nu i-ai dat ceva la mestecat. După cum alții stau ori în șir cu gumă de mestecat sau cu țigara în gură, hai să stăm și noi cu cuvântul lui Dumnezeu în minte. Și 99, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, că-și mă gândesc la învățăturile tale. Și vreau să închei dovedind acest adevăr, prin teama apostolului, ca nu cumva aici la minte să se golească oamenii și să se strice. Și toată plinătatea să se piardă, sau toată măsura care există, poate nu plinătate. 2 Corinteni 11 cu 3, zicea apostolul,
Dar mă tem ca după cum șarpele a măjit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Numai teama asta o avea. Să nu le ia gândurile razna. Să nu devină ușuratici. Să nu zic, a, se poate și așa. Ne toți sfințim atâta. Dumnezeu ne-a dat libertate. Ne-a dat libertate ca să nu fim umpluți cu măsură și să fim plini. De aceea, repet în încheiere coloana directoare a acestui teme, Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea de a fi plini de Duh. Pentru că ne pregătește pentru împărăția sa, unde Duhul va fi prezent în plinătate în toți. Toți vor fi plini de Duh. Toți vor fi la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Toți plini de Dumnezeu. Și atunci, când vom fi toți plini, fără lupta de a ne sili, să nu ne golim și să ne umplem dacă a fost vreo scurgere de putere, știți ce va fi atunci? Citeți din Isaia 66. Este o făgăduință pentru Ierusalim, dar nu uitați că noi ne pregătim pentru Ierusalimul de sus. Versetele 10 și 11. Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el, toți cei ce-l iubiți. Împărțiți și bucuria cu el acum toți cei ce l-ați plâns, ca să vă săturați bând laptele mângâierilor lui și să vă desfătați în totul de plinătatea slavei lui. Gândiți cum e asta. Ați prins vreo bucurie așa în Duhul? Ați văzut oameni care au stat în rugăciune 4-5 ore și ar fi fost în stare să tăgăduiască? Nu că sunt ispitiți de minciună, dar că nu sunt conștienți după o minte rațională. Cum s-au dus 5 ore? Mi s-a părut că au fost câteva minute. Oameni care ascultă cuvântul o oră, două, oameni care intră într-o meditație cu Dumnezeu încât li se pare că e cea mai interesantă părtășie. Astea sunt numai aspecte în miniatură. În ziua aceea ne vom desfăta din plin de slava plinătății lui Dumnezeu. Ne dorim să ajungem acolo. De-abia atunci ne vom bucura cu adevărat. De-abia atunci vom putea să plutim în sferele dumnezeiești, fără nicio opreliște. De aceea ne vom și putea apropia de Dumnezeu. De aceea vom putea și trăi împreună cu El. În fața Lui vom fi, citiți în Apocalipsă, în fața tronului Dumnezeu, fără să mai fim ca Isaia, Doamne, atinge-mă cu cărbunele Tău, pentru că sunt așa cum sunt, slab, cu greșeli. De asta înseamnă să-ți dorești una ca asta, să te lupți și în fiecare zi să zici, Doamne, și astăzi vreau să fiu plin, pentru că urcând din putere în putere, să primim plinătate după plinătate, până când vom fi plini de plinătatea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.